Doamnelor și domnilor, bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă emisiune Ruralis. Invitatul meu de astăzi este unul dintre cei mai mari fermieri din Moldova, domnul Vasile Lungu. Bună ziua și mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Bună ziua, bine v-am găsit din nou. Nu cred că nu este un consumator de produse autohtone care să nu fie auzit de Trifești, care să nu fie auzit de Vasile Lungu, mai nou de câțiva ani de domeniile Lungu. Când a început Vasile Lungu afacerea pe cont propriu? În 2000 m-am gândit că evoluția agriculturii românești nu poate fi decât una singură. În 2000 a apărut legea 1 pe 2000, când s-a reconstituit dreptul de proprietate și pentru cei care au pierdut suprafețele mari de teren și într-o oarecare măsură, mare parte din fostele unități agricole de stat, pierzând terenul, își pierdeau domeniul de activitate și am zis că este momentul să încep să pun bazele unei afaceri private. Am ales un loc și am început să arendez teren și de atunci și până în prezent am creat într-adevăr un brand local, mai întâi cu produse de la sat, unde aveam fructe, struguri de masă, legume și mai târziu toate s-au diversificat. Am început cu alte domenii de activitate și treptat, nu neapărat am pretenția că sunt cel mai mare fermier, pentru că nu este așa, sunt unul din fermierii importanți din județul Iași. De asta nici nu am spus cel mai important fermier din județ sau unul din cei mai importanți din Moldova. Am folosit acest termen tocmai pentru că știu că sunteți un om deosebit de modest și cred că meritele vă aparțin, tot ce ați făcut vă aparține, dar am zis că unul din cei mai cunoscuți din Moldova. Spuneați la un dat de că ați diversificat domeniile de activitate. 5 domenii în momentul de față: viticultură, agricultură, zootehnie, pomicultură și turism. Pe scurt, despre fiecare, ați început cu agricultura. Cu agricultura, sigur. 20.000 de hectare de teren. 2.000 de hectare de teren. Ce cultivați pe ele? Și ce faceți după aceea? Export? Piața autohtonă? Pe cele 2.000 de hectare de teren cât administrează domeniile Lungu, se cultivă cu preponderent semințe hibride de porumb și floarea soarelui. Aceste semințe aparțin unor companii naționale, dar și multinaționale. Noi le producem direct în câmp, le prelucrăm în stații, le tratăm, le ambalăm la sac, le punem la dispoziția proprietarului și ele sunt vândute, după câte știu eu, cam 25% până la 30% în România și restul sunt vândute în comunitatea europeană și nu numai, o cantitate importantă mergând și spre Rusia și celelalte țări din CSI. Mi-închipui că vorbim de o calitate la standarde extrem de ridicate. Ce înseamnă practic un astfel de proces? Faci așa de mult import din agricultură. Mi-închipui că nu e o treabă deloc ușoară. Spuneți-ne puțin de dotarea pe care o aveți, ce folosiți. Știu că sunteți singurul din Iași care aveți un sistem bine pus la punct de irigații. Nici aici nu este adevărat. Facem parte dintr-o federație, sau mai bine zis, din două federații ale utilizatorilor de apă pentru irigat, pe raza comunelor Trifești, Bivolari, Andrieșeni și chiar puțin din Botoșani, din Santa Mare. Suntem 5-6 fermieri cu suprafețe de 2.000 și peste 2.000 de hectare în exploatare. Fermieri care au făcut îmbunătățiri importante și investiții deosebit de mari în sistemul de irigat, irigând, după părerea mea, peste 7.000 de hectare în acest moment pe teritoriul comunelor pe care le-am menționat. În al domeniul de activitate, viticultura, de când ați intrat pe această piață și cam procentual cât ocupați acum? Înainte de a trece la pomicultură și viticultură, aș vrea să mai spun că fermierii care produc sămânță hibridă de porumb de floarea soarelui, în primul rând, au nevoie de personal ultracalificat, pentru că ceea ce facem noi în multiplicarea de semințe este un lucru greoi, un lucru
și dificil, care necesită foarte, foarte multă informație, dar și foarte multă tehnică nouă. În ultimul timp, cei din zona de care vă vorbesc sunt fermieri cu o vastă experiență profesională în multiplicarea de semințe. Să nu uităm că noi am început să multiplicăm semințe hibride de porumb încă din anii 70. În agricultura de stat unde am lucrat, făceam semințe hibride de porumb, după aceea au apărut semințele hibride de porumb și la Institutul Fundulea și la stațiunile din zona Moldovei și nu numai. Făceam multiplicare încă de atunci. Înseamnă o expertiză de cel puțin pentru mine de 30 de ani în ce privește multiplicarea de sămânță hibridă. Alături de mine s-au format alți specialiști tineri. Unii au plecat și și-au făcut afaceri proprii, alții au rămas salariați, dar important este că sămânța hibridă de porumb cu o puritate genetică și de floarea soarelui de peste 99% înseamnă un câmp cu un biotip de plante foarte uniform, astfel încât orice cunoscător sau chiar necunoscător, când se uită la un lan unde puritatea genetică este spre 100%, toate plantele arată perfect la fel, nu va fi niciun decalaj de înălțime, nici decalaj de mărime de frunză sau de culoarea frunzei. Câți specialiști aveți acum lângă dumneavoastră care vă ajută? Deci, în total, sunt 12 ingineri absolut din toate domeniile. Având irigații, avem inginer hidro, având zootehnie, avem inginer zootehnist, pe horticultură avem deja 4 ingineri, pe culturi de câmp avem 3 ingineri și în permanență noi în fiecare an preluăm 2-3 ingineri stagiari de la USAMV Iași, atât agronomi cât și horticultori, îi formăm, este un lucru pe care îl fac cu deosebită plăcere pentru că și eu atunci când am ajuns în producție am fost repartizat la ferma Andreșenia IASE-ului Popricani, am găsit acolo un specialist de mare clasă, Ghiță, Gheorghe Bordeianu, de la care am învățat și poate primele baze în producerea de sămânță le-am primit încă din 1983-1984 de la Ghiță Bordeianu, care din păcate nu se mai află printre noi. De atunci și până în prezent ne-am, știu eu, ne-am calificat în permanență, am citit, am studiat noile revoluții tehnice în ceea ce privește tehnica de producere de sămânță, astfel încât să obții producție de sămânță hibridă din ce în ce mai mare și de calitate superioară, necesită informare și perfecționare permanentă. Tocmai asta vreau să vă întreb, în afară de personalul calificat pe care l-aveți, cât de importantă este tehnologia? Și aici mă refer la utilaje, efectiv la utilaje. Se mai lucrează cu tractoarele alea vechi sau cât costă un Din tractor? păcate, nu mai există tractorul românesc și este un mare păcat. Nu neapărat plâng după ușa 150, cât mai ales după uzina Tractorul. Uzina Tractorul trebuia retehnologizată, modernizată, să producă alte tipuri de motoare, alte tipuri de tractoare, așa cum au făcut toți constructorii de tractoare și utilaje din toată lumea. Din păcate, știm cam cine este vinovat de toate astea. Am fost nevoiți să cumpărăm utilaje din țările vecine nouă, care s-au tehnologizat, care și-au modernizat industria constructoare de tractoare și utilaje agricole și în moment deținem tractoare dotate cu GPS, utilaje din ce în ce mai moderne, iar în ce privește tehnica pentru producerea de sămânță hibridă de porumb, sunt noutăți deosebite prin mașini de castrat,
mașini de recoltat în știuleț, sămânță și alte tehnici adecvate producerii de sămânță. Din nou spun, este mare păcat, banii pe care noi investim în agricultură se duc spre alte fabrici constructoare din alte țări, în loc să rămână în România și să producă o plusvaloare în Revin, România. tehnologia este extrem de importantă. Trebuie tractoare sau utilaje de ultimă generație pentru a avea performanțele pe care le aveți dumneavoastră. Sigur, când vrei o lucrare de calitate și cu economie de combustibil, cauți acel utilaj și acolo unde îl găsești, de acolo îl cumperi, pentru că toată lumea vrea preț de cost cât mai mic, care să facă economie de consumuri, și atunci trebuie să cumpărăm acele utilaje din Europa, din țările în care produc astfel de utilaje. Poate că celor care ne urmăresc acum o să le se pare incredibil, dar din câte știu eu, există tractoare care ajung și la 300, 300 și ceva de mii de euro. Eu nu dețin un asemenea tractor. Gama cea mai mare de tractoare este din grupa 330-360 de cai putere. Un asemenea tractor costă undeva între 150 și 180 de mii de euro, dar sunt tractoare Challenger, sunt tractoare Shenilate, de la firme mari constructoare care ajung până la 500-600 de cai putere. Nu știu un preț efectiv la asemenea utilaje, pentru că asemenea utilaje se potrivesc, de exemplu, pentru insula Marea Brăilei, unde sunt mii, zeci de mii de hectare de teren și unde pot să scoată performanță mare. În ceea ce privește gama de tractoare, având viticultură, mergem de undeva de la tractoare cu dublă tracțiune de la 80-100 de cai și pentru lucrări grele folosim cele două tractoare de 335, respectiv 360 de cai putere. Revenim puțin la cele cinci domenii de activitate, viticultură. De când ați intrat pe piața din România? Da, deși sunt inginer agronom, știu eu, am avut curajul să încep să cultiv și viță de vie. Am început prin 2006-2007. Inițial am plantat 3 hectare de vie cu o colecție de soiuri de struguri pentru vin și 7 hectare de struguri pentru masă. Din informațiile care le aveam încă de atunci, plantațiile din Iași, în ce privește strugurii pentru consum curent, strugurii de masă, erau plantații vechi, unele s-au defrișat și atunci am considerat că este o nișă de piață și un loc unde poți să desfaci producția. Dar mai târziu, imediat după, știu eu, 2009-2010, nu mai rețin exact, a apărut un program de reconversie națională prin APIA cu fonduri europene pentru modernizarea plantațiilor vechi care erau deja degenerate, îmbătrânite și trebuiau înlocuite. Am folosit și eu programul APIA pentru înființarea unor astfel de plantații. Avem în prezent înființat o suprafață de 150 de hectare de vie pentru vin, din care 135 de hectare au fost pe rod în anul agricol 2017, iar în 2018 și ultimele 15 hectare plantate vor intra pe rod. Ce sortimente de vinuri își pot găsi și În ei? privința sortimentelor avem 10 soiuri, 4 soiuri naționale, fetească albă, fetească regală, fetească neagră și busuioacă de bohotin și 6 soiuri internaționale. Chardonnay, Sauvignon Blanc, Traminer, Riesling de Rhin, Cabernet Sauvignon și nu știu dacă am uitat. Pot fi găsite, nu? În magazine. Sigur, toate aceste sortimente se găsesc atât la magazinul Cramei, cât și la Egro, în zona CFS, la standul A10, unde se vinde vinul la preț de producător. Am reușit în doar 2 ani de când am ieșit în piață cu vinuri îmbuteliate să avem un portofoliu de 28 de sortimente de vin,
28 de etichete și începând de la 1 decembrie avem două etichete de vin spumant. Toate aceste vinuri se găsesc îmbuteliate atât la sticlă cât și la bag-in-box, în standul A10 și la fermă direct, așa cum am spus. Câte la 100 din piață aveți? Mai este greu să calculez așa ceva. Noi suntem o cramă tânără, o plantație de vie tânără, brand nou, și încercăm an de an să intrăm într-o piață care este destul de dificilă, dar pot să vă spun că suntem destul de prezenți în județele Moldovei, pentru că de aici am început distribuția. Suntem prezenți pe Valea Prahovei și Brașov, suntem prezenți într-o arie foarte largă în București și în jurul Bucureștiului, în Constanța, Tulcea, Galați, Brăila, Călăraș, în zona Banatului, Timișoara, Mehedinț, Hunedoara, chiar și puțin din Arad. Urmează acum să găsim oameni și o zonă mai puțin, știu eu, atacată de noi, să-i spun așa în ghilimele, zona Ardealului, cu un centru la Cluj. Treptat, treptat vom încerca să desfacem o cantitate cât mai mare de vinuri îmbuteliate. Noi suntem prezenți cel mai mult în zona Horeca, pentru că vinurile noastre sunt de calitate superioară, sunt vinuri exclusiv din struguri și sperăm să găsim consumatorii care să aprecieze aceste vinuri și care treptat, treptat să le folosească la bese festive, dar și acasă, în sânul familiei. Un alt domeniu deloc ușor, zootehnia. Până a trece la zootehnie, să ne oprim un pic la pomicultură și la pepiniera pomicolă. Întâi am început cu pepiniera pomicolă, am început să producem 10.000, 15.000, 20.000 de pomi altoiți și pentru a testa calitatea materialului de plantat, am înființat treptat, treptat, tot din 2007, o plantație de 30 de hectare, unde avem un conveier de la cais, cireș, vișin, prun, măr, și avem o colecție de soiuri la toate aceste specii, astfel încât să putem asigura un conveier, o aprovizionare ritmică, începând de la, știu eu, de la cais până la măr, care îl păstrăm într-un depozit frigorific propriu, și putem asigura aproape 12 luni pe an aprovizionarea magazinului propriu, dar și altor beneficiari care au devenit tradiționali. Deci mărul la domeniile lungu se găsește din momentul recoltării și până în luna iunie sau iulie, când deja avem soiuri timpurii care se coc și le putem pune la dispoziția consumatorilor. Că aveați un magazin la Hala Centrală? Există un magazin la Hala Centrală, imediat în dreapta standurilor cu brânzeturi. Este agroindustrial Ceres, legume, fructe, bivolari. Acolo nu desfacem decât legumele și fructele proprii și vinurile într-o cantitate și un sortiment mai redus, pentru că spațiul de expunere al magazinului este mai mic. În magazinul nostru nu vindem decât ceea ce producem noi, nu cumpărăm și nu revindem absolut nimic. Vindem cartofi, vindem toată categoria de fructe, vindem fasole, ceapă, usturoi, știu eu, absolut tot ce producem noi la fermă, și deja avem fidelizați o parte din clienți care știu că în fiecare zi după ora 10 vin produse proaspete direct de la fermă și un măr care are o aromă și o savoare deosebită, un măr cu aspect comercial deosebit de frumos, dar noi ne lăudăm cel mai mult cu aroma și savoarea, pentru că sunt crescute cu
soiuri locale și cu sevă din pământ românesc. Zootehnia, de când v-a pasionat zootehnia? Să spunem că zootehnia este al doilea domeniu de activitate cu care am început în producția vegetală și mai ales în prelucrarea de semințe. Rezultă destul de multe gozuri valoroase, nevaloroase, destul de multe, știu eu, fibroase, chiar grosiere, care puteau fi convertite în carne și în lapte. Din câte îmi aduc aminte, în 2003-2004 am început să achiziționăm mieluțe și chiar ieduțe, la schimb cu furaje, cu paie, cu coceni, cu fân de lucernă. Este momentul când adunasem vreo 100 de ieduțe, vreo 100 de meluțe și de atunci și până acum am ajuns și la performanță. În prezent avem aproape 500 de capre zanen pentru lapte. Avem 600 de oi mame, rasă specializată pentru carne și aproximativ 50 de taurine Angus, tot rasă de carne. Noi nu producem lapte decât la capră, atât taurina cât și oaia rămân produsii viței și Pentru miei carne. și suc până când se înțarcă. De exemplu, miei îi înțărcăm undeva la 45-50 de kilograme, când deja oaia nu mai dă lapte, iar viței la 6-7 luni, când vaca este Gata. gestantă și trebuie să fete din nou. Facem o scurtă pauză, revenim în doar câteva minute.